Numele Malaxa e legat de istoria primului automobil construit vreodată în România, Malaxa 1C, dar și a producției de locomotive cu aburi și diesel. Industriașul român a mai realizat o premieră în anii 40. A lansat unul dintre cele mai spectaculoase automotoare construite vreodată. Autotrenurile Malaxa cu forma aerodinamică produse în perioada interbelică circulă și astăzi. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești încrezătoare în viitor. Asociația Pro Infrastructură relata recent într-un comunicat că automotoare produse la uzina Malaxa în urmă cu aproape un secol circulă pe linia de tren Arad-Curtici, magistrala pe care CFR Infrastructură a modernizat-o cu sute de milioane de euro. Informația confirmă pe de o parte starea deplorabilă în care se află parcul de cale ferată din România, dar pe de altă parte confirmă faptul că automotoarele Malaxa, intercity-urile secolului trecut, se dovedesc a fi incredibil de fiabile chiar și după atâta timp. Interesant este că aceste automotoare nu sunt folosite doar în România. Există exemplare și în Polonia, Rusia, dar și în țările baltice. Concepute în anul 1939 de către arhitectul român Horia Creangă, automotoarele Malaxa, dezvoltate sub licență GANZ, dispun de o formă aerodinamică în concordanță cu principiile Art Deco și Streamline manifestate la nivel european în acei ani. Aproape 10.000 de muncitori și 100 de ingineri își găsesc aici utilizare și posibilități de creație. În largele birouri ale pavilionului administrativ sunt elaborate și desăvârșite în cele mai mici amănunte studiile și proiectele, care apoi se transmit uzinii spre fabricație. La acel moment, marea majoritate a trenurilor erau tractate de locomotive care funcționau pe bază de abur realizat prin arderea cărbunului. Automotoarele reprezentau noile tendințe și nu numai ca motor. Proiectate în două variante, cu un modul și cu două module cuplate, automotoarele Malaxa îndeplinau multiple funcții. Puteau fi folosite drept vehicule de pasageri, având compartimente pentru călători, dar erau folosite și ca locomotive de tractare și intervenție atunci când era nevoie. La vremea primelor generații, în anii 40-50, automotoarele Malaxa erau printre cele mai bune și luxoase din Europa. Aveau compartimente generoase, construite cu lemn atent tratat, cu scaune tapizate cu piele și dotări de lux pentru pasageri. Printre cele mai bune automotoare Malaxa s-au aflat cele din seria 78, care a fost produsă între 1939 și 1954. Motorul folosit era un diesel GANZ de 220 de cai putere. Spre deosebire de majoritatea locomotivelor diesel de azi, care generează electricitate și o transmit unor electromotoare, propulsorul diesel al lui Malaxa din seria 78 își transmitea mecanic forța către punți prin intermediul unei cutii de viteze. Deși viteza constructivă a automotoarelor Malaxa era de 70 de km pe oră, în funcție de calitatea șinelor pe anumite porțiuni, acestea dezvoltau viteze de peste 80 de km pe oră, ceea ce pentru perioada respectivă era un adevărat record. De-a lungul anilor, Malaxa a produs și automotoare duble, care aveau două unități conectate, oferind astfel locuri pentru mai multe clase la bord și făcând uz de două motoare. Este de remarcat că fabricarea acestor mijloace de transport a fost preluată și de regimul comunist, acestea producându-se până în anul 1954. În dotarea CFR au intrat de-a lungul anilor 43 de vehicule variantă simplă și 16 în variantă dublă. În prezent, CFR Călători menține în exploatare 26 de automotoare în variantă simplă și 14 în varianta dublă. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești încrezătoare în viitor.
În 1982, în România era dat în folosință cel mai spectaculos și luxos tren construit vreodată în țara noastră. Trenul lui Ceaușescu, așa cum era cunoscut, rivaliza la vremea respectivă cu celebrul Orient Express, fiind însă chiar mai luxos și mai rapid decât versiunea sa occidentală. Stimați telespectatori, bună seara! La începutul anilor 80, Ceaușescu făcea dese vizite în țară, cutreiera România în lung și lat pentru a vedea cu ochii lui dacă și cum sunt îndeplinite obiectivele cincinalului, în fapt un plan de reconstrucție economică centralizată pe termen de 5 ani. Asta pentru cei mai tineri care n-au trăit vremurile comunismului în care totul era planificat în detaliu. În vizitele sale, Ceaușescu folosea cel mai mult elicopterul și aroul prezidențial. Pentru distanțe mai lungi avea însă nevoie de un mijloc de transport confortabil și îndeajuns de dotat, pentru a-i permite să stea câteva zile pe drumuri. Așa a apărut ideea construcției unui tren prezidențial nou, mai performant decât cel moștenit de la Gheorghe Udej. Trenul avea să fie construit într-un ritm rapid și la standarde de neconceput pentru acele vremuri, la uzina Astra Vagoane Arad. Trenul lui Ceaușescu avea să aibă numai puțin de 17 vagoane, dintre care două speciale cu două dormitoare pentru președinte și soția sa, unul tip sufragerie pentru Ceaușescu sau alte oficialități și un vagon cu trei dormitoare și două vagoane cu patru dormitoare pentru miniștri. Este dormitorul persoanei numărul 2. Și persoana numărul 1 unde stătea? În celălalt capăt al vagonului, despărțite cele două dormitoare de un cabinet de lucru. Fiecare dormitor are câte o cabină de baie, echipată cu cad, chiuvetă, cu tot ceea ce este necesar unui grup sanitar modern. Văd că fiecare asemenea dormitor poate fi considerat o bijuterie, o operă de artă, prin toate sculpturile acestea în lemn. Sunt în stilul barocului francez, sculpturi în lemn și pereții tapetați cu mătase de import. Probabil că și foarte bine insonorizat, să nu deranjeze zgomotul în timpul mersului. Da, în perioada de recepție s-au făcut verificări în ceea ce privește insonorizarea și în ceea ce privește viteza curenților de aer de către INCREST, cu certificate de calitate parafate de conducerile și de persoanele competente profesionale. Trenul mai avea un vagon dormitor cu 9 cabine, câte 2 paturi, încă un vagon sufragerie, unul transformat în bucătărie, un altul restaurant și 2 vagoane uzină echipată cu 2 motoare Rolls-Royce pentru alimentarea vagonelor cu tensiunea de 660 V. La bordul trenului lui Ceaușescu se mai afla un vagon special care putea transporta 4 autovehicule, un vagon pentru transmisiuni dotat cu echipamente STS și 2 vagoane clasa 1 cu 9 compartimente și câte 6 locuri. Trenul prezidențial era o adevărată bijuterie pe roți pentru acele vremuri, vagoanele fiind dotate cu aer condiționat, mochete luxoase, lambriu lucrate manual, grupuri sanitare cu bideuri și căzi, dar și mătase pe pereți. Din punctul nostru de vedere era destul de chicios, dar asta era moda vremurilor respective. Este asigurat microclimatul cu instalații de climatizare, cu temperatura controlată între 20 și 26 de grade după dorință, existând și în fiecare compartiment posibilitatea ca cel ce îl ocupă să-și sporească temperatura după necesitate. Fiecare cabină diferă de cealaltă prin aceea că are un tapet diferit, tapet importat la vremea respectivă. Investiția era una uriașă chiar și pentru vremurile noastre. Costa, potrivit unor surse, undeva la 2 milioane de dolari, bani plătiți constructorilor o firmă din Franța și una din Germania, care au lucrat împreună cu cei de la Astra Vagoane Arad. Tot ceea ce cuprinde acest tren ca aparatură este de import? Aproape tot, pentru că s-a considerat că ceea ce realizează industria noastră este de slabă calitate, de fiabilitate redusă. Dincolo de luxul destul de chicios și de dotări, trenul lui Ceaușescu era cel mai rapid construit vreodată în România.
Echipate cu boghiuri mind and dudes, vagoanele erau capabile să ruleze cu o viteză de până la 200 de km pe oră. Roțile, boghiurile, suspensia au fost importate de la o firmă vest-germană, Klöckner Humboldt Deutz, cu autoritate în domeniu în Europa. Și fiindcă tot suntem la dotări, ajungem în acest vagon, care este un vagon salon, am impresia, și sufragerie, probabil. În nomenclatura noastră, figurează ca vagon salon sufragerie. Este compartimentat în două. Unul din compartimente este pentru servirea mesei și pentru purtarea unor discuții, lucrări se pot face în timpul mersului trenului. Iar în compartimentul acesta, unde se găsesc doar fotolii și niște mesuțe mici, se practicau jocuri de societate. Trenul prezidențial era considerat un obiectiv strategic, astfel că era păzit non-stop de securitate, chiar și când se afla garat la Mogoșoaia. Înainte de punerea trenului în mișcare, pleca în față un tren antemergător, format dintr-o locomotivă și un automotor, care circula la aproximativ 20 de minute în fața trenului. În fața acestui tren antemergător, pe o distanță de 100 de kilometri, pe linia pe care urma să circule trenul prezidențial, înceta toată activitatea feroviară. Nu circula niciun tren, nu întretăia acest parcurs niciunul din vehiculele feroviare și, bineînțeles, pasajele de trecere peste calea ferată erau păzite de organe feroviare pregătite în acest sens. Nicolae Ceaușescu a folosit trenul în repetate rânduri atât în vizitele oficiale cât și în partidele revânătoare. După Revoluție, acesta avea să fie utilizat doar sporadic. Pe 1990 a transportat pe Ion Iliescu, Adrian Năstase, Emil Constantinescu și Traian Băsescu. De Ziua Națională a României în 1996, Emil Constantinescu a urcat în trenul prezidențial pentru a participa la festivitățile de la Alba Iulia, iar 7 ani mai târziu și președintele Iliescu a călătorit cu trenul lui Ceaușescu. Atunci a fost ultima dată când un șef de stat a mers cu luxoasa garnitură. Trenul lui Ceaușescu a fost garat apoi la Mogoșoaia și de atunci nu s-a mai știut nimic de el. Ulterior, el a fost transformat într-un centru mobil de comandă pentru armata română. Trenul și-a făcut apariția în Călăraș la exercițiul Histria 2015, unde a fost folosit drept centru de comandă NATO. Vagoanele au fost dotate cu monitoare și alte aparate specifice ale armatei. Noi suntem în acest moment în sala de comandă, pentru că acest tren a fost transformat într-un centru mobil de comandă și va arăta colegul meu puțin mai devreme. Iată, vorbim până la urmă despre aparatură modernă de comunicare în caz de război. Potrivit unor surse, 8 vagoane au fost adaptate militar pentru a asigura suportul logistic pentru militarii români. Trenul lui Ceaușescu, iată că nu a ajuns la fier vechi ca multe alte vestigii ale epocii de aur, trăiește o nouă viață sub umbrela NATO, găsindu-și o utilitate inedită, având în vedere scopul pentru care a fost construit.